Bună seara, bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, iată care sunt titlurile Observatorului Pitești. Un adevărat calvar au trăit doi frați din Argeș aflați în grija unui asistent maternal. În loc să le aline durerea cauzată de pierderea părinților, femeia îi bătea crunt în fiecare zi. Mai multe imediat în Observator. Silențios, dar în același timp spațios ca un tren, autobuzul electric va circula începând de astăzi, pentru mai bine de o săptămână pe străzile din Pitești. Protest spontan într-o gară din Argeș, zeci de angajați feroviari au oprit lucrul nemulțumiți de condițiile de muncă. Mai multe vă spunem imediat în știri. Un adevărat calvar au trăit doi frați din Argeș aflați în grija unui asistent maternal. În loc să le aline durerea cauzată de pierderea ambilor părinți, femeia îi bătea crunt în fiecare zi. Rele tratamente au fost aplicate de când i-a luat în grijă, de 8 ani de zile. Deși sunt orfani, îi persecută, nu-i lasă să se uite la televizor și îi pune să muncească în grădină. Pe lângă aceste corecții violente, asistentul maternal i-a amenințat și cu moartea. Reținem, auzim scandaluri și astea mereu, da. Îi certa pe copii? Puteai să te duci acolo. Ce îi certa? Gură mare. Ai și bătea? N-am văzut, afară nu-i bătea. După cât a spus ei că pe sală, pe hol îi bătea. Că și din partea lantă auzea. V-au spus că i-a bătut? Cerut. Da. Face să vedeți ce e pe spinarea mea și pe fundul meu. Îl mare a zis. Ăla mic era... Surit, pe aici, pe la gât, nu știu. Doamnă, erau lucrurile astea de mult, se întâmplau? Da. Ce s-a întâmplat? De ce i-ați bătut? Puteți să dați vorbă și cu noi câteva minute? Calvarul pe care l-au trăit Andrei și Laurențiu, de 16 și respectiv 17 ani, în ultimii 8 ani, a ieșit la iveală după ce unul dintre frați a ajuns la școală bătut. Diriginta copilului a sunat imediat la protecția copilului și astfel s-a aflat tot chinul îndurat. Deși duceau o viață grea, băieții sunt elevi eminenți și au aproape numai 10 pe linie. În cadrul orelor pe care le avem la această clasă am observat niște echimoze la nivelul gâtului. Am anunțat direcțiunea școlii. Am făcut un demers la protecția copilului, dumnealor au venit, au constatat, s-a realizat ancheta socială, care este încă în curs de derulare. Despre elevul acesta pot să vă spun numai lucruri bune, este un elev care nu a avut niciodată absențe, învață foarte bine, a terminat clasa 9 cu 9,94. Am pasat de vorbă separat cu copiii și am întrebat dacă de ce mai vor să rămână la sistem maternal. I-am spus că vor să plece de acolo și să nu mai rămână. Deși inițial tot ei se gândeau că o să îi se întâmple ceva rău asistentul maternal. După ce au constatat relele tratamente ce le erau aplicate, protecția copilului Argeș a dispus ca cei doi frați să fie preluați de la mama plătită de stat cu 2200 de lei lunar ca să aibă grijă de ei și au fost duși într-un centru de plasament. Asistentul maternal, în vârstă de 56 de ani, este acum anchetat pentru relele tratamente aplicate celor doi minori. Vom propune în regim de urgență Comisiei de Protecție a Copilului retragerea atestatului. Deja noi am încetat contractul de muncă încă de joia trecută, i-am făcut plângere penală. Această persoană nu va mai putea să presteze această muncă de asistent maternal profesionist. Femeia trebuie să răspundă în fața legii pentru cruzimea de care a dat dovadă în ultimii 8 ani, iar anchetatorii verifică și dacă asistentul maternal a cheltuit banii copiilor pe care îi primeau lunar de la stat, deoarece sunt orfani. Protest spontan într-o gară din Argeș, zeci de angajați feroviari au oprit locul de mulțumiți că de când unui operator privat i-a fost sistată activitatea, muncesc dublu și chiar mai mult pentru aceiași bani. Oamenii spun că asta e prima formă de protest. Dacă situația nu se va rezolva, vor paraliza transportul feroviar între Pitești și Câmpul Lung. Și această situație nu este numai acolo, ci și în alte 8 zone din România. Acești oameni sunt angajați ai căilor ferate. De fapt, spun că nici nu mai știu de cine aparțin pentru că privatizarea în domeniu a distrus practic sistemul. Știu doar că firma aparține miliardarului Comana, mort în Columbia. Ei sunt nemulțumiți, în primul rând, de faptul că Regiotrans, operatorul privat feroviar, a fost scos de pe trasee și astfel munca celor de la Regiotrans o suplinesc ei. Așa că acum trebuie să lucreze dublu și chiar mai mult. Lucrez peste 300 de ore pe lună și nu fac norma de 168.
Deci, în 3 luni, ianuarie, februarie și martie, mi s-a luat 15 zile din concediu de odihnă ca să mi se facă norma de cu toate că volumul de muncă s-a dublat, salariile au rămas aceleași. Situația este cu atât mai dificilă, întrucât majoritatea angajaților lucrează în domeniul de peste 20 de ani. Se formează în jur de 30 de trenuri în 24 de ore. Adică volum de, mare de muncă. Volum foarte mare nu, și de transport. Și când te trezești, când te uiți pe fluturaș, că iei 670 de lei lichidare și mai ai 350 de lei avans, te ia cu amețeală. Toate aceste nemulțumiri au făcut pe oameni să ajungă la capătul răbdării. Protestul vis-a-vis de retragerea licenței de transport a operatorului privat Regiotrans, care este un operator de transport călători, a fost la nivel de țară făcut și în acest moment a afectat și salariații gestionarului de infrastructură feroviară. Necazul mare a fost că retragerea licențelor de la Regiotrans ne-a dus în situația creată din acest moment. Oamenii muncesc, stau prea mult la serviciu și sunt pontați cu norma de oră la jumătate. Asta e nemulțumirea noastră și afectarea salariului, că din ce în ce salariul scade. Dacă situația nu se va schimba în curând, nemulțumiții, 120 de persoane, sunt hotărâți să oprească lucrul. A fost panică la Biblioteca Județeană, o conductă de gaze a explodat și a rănit câțiva angajați ce se aflau în instituție. Din fericire, pompierii au intervenit la timp și au evacuat răniții, iar incendiul care a urmat după explozie a fost stins. Nu vă alarmați, a fost doar un exercițiu pus în practică de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș. Explozia a avut loc la conducta de gaze de la subsol. A fost urmată de un incendiu ce s-a propagat până la etajele clădirii, iar pompierii au fost nevoiți să intervină de urgență. Persoanele surprinse de incendiu au fost evacuate în siguranță, iar cele care au fost rănite au fost transportate într-un cort amenajat special la fața locului pentru a li se acorda primul ajutor. Am plasat acolo cortul. Am înțeles. Și punctul de triere. Punctul de triere. Da, te ajut eu. Hai. Te apucă? Da. Te ajut eu. 5 ATC de 1 pentru 24. Pentru persoanele aflate în incinta bibliotecii, totul a fost doar un exercițiu al pompierilor de la ISU Argeș, ce s-au declarat mulțumiți de modul în care a decurs programul și de promptitudinea cu care au intervenit organele abilitate. În cadrul exercițiului a fost simulată o situație tactică referitoare la producerea unei explozii la subsolul clădirii unde se află centrala termică datorită unei acumulări de gaze urmată de izbucnirea unui incendiu care s-a manifestat la subsol și etajul 1 de plus demisol pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. De asemenea, au fost testate capabilitățile de intervenție ale autospecialilor de lucru cu apă și modalitatea de evacuare a persoanelor din clădire. Întregul exercițiu a decurs conform așteptărilor, fără surprize neplăcute pentru salvatori. Silențios, dar în același timp spațios ca un tren, autobuzul electric va circula începând de vineri pentru mai bine de o săptămână pe străzile din Pitești. Acesta va putea fi întâlnit pe principalele linii. Călătoria va fi deocamdată gratuită.
Minunea ecologică va fi prezentă pe străzile Piteștiului timp de o săptămână, însă municipalitatea poartă discuții intense cu proprietarul pentru prelungirea înțelegerii cu încă o săptămână. Pe toată durata testului, piteștenii și nu numai vor putea călători gratuit. Ne-am asigurat de supravegherea organelor de specialitate în sensul de a nu fi vandalizat, să se circule în mod civilizat. Toți cei care vor urca la bord nu vor plăti nimic. Va fi testat în principal pe liniile, pe linia centrală de 14-13,8 km de la autostradă la Bascov, dar noi îl vom încerca să fie clar pe toate traseele. Pe lângă persoanele de specialitate, va mai fi prezent și un reprezentant al Publitrans, care va distribui călătorilor chestionare ce ulterior vor fi folosite pentru a determina cea mai bună configurație pentru viitoarele autobuze. Punem autobuze deoarece, dacă testul va avea succes, primăria are în vedere achiziționarea 40 de autobuze electrice. În partea dreaptă avem un indicator care seamănă un pic cu un turometru clasic. Acolo se arată procentajul bateriei, care momentan e pe undeva peste 50%. Și la fel ca la un telefon mobil, în momentul când se consumă din energie, scade până când ajunge la zona galbenă, care înseamnă undeva la 20%, moment în care e indicat să nu se mai circule decât maxim 17 km, pentru a proteja cât mai mult acumulatorii. Avem în program achiziția unui număr de 70 de autobuze, așa cum știți, și pe care le vom vedea cât de curând la Pitești. Tot din punctul acesta vom pleca într-o testare și cu unul din noile autobuze. Pe lângă acestea însă ne mai dorim să achiziționăm pe fonduri europene axa de finanțare pentru acest tip de, autobuz, 40 de autobuze electrice. Acest lucru și în contextul desfășurării activității de transport public de persoane în zona metropolitană. Cu 110 autobuze noi putem să asigurăm area de transport în această zonă. Cu electronică de ultimă generație și o capacitate de peste 80 de locuri, autobuzul electric pare cea mai bună soluție pentru traficul infernal care sufocă Piteștul de câțiva ani. Eveniment editorial de excepție, joi după amiază la Pitești. Sala Bibliotecii Județene Argeș a fost neîncăpătoare la întâlnirea cu părintele inteligenței materiei. Argeșanul Dumitru Constantin Dulcan a fost onorat printr-un volum dedicat personalității sale. Sala de conferință a Bibliotecii din Nicu Golescu a fost neîncăpătoare joi atunci când cunoscutul neuropsihiatru Dumitru Constantin Dulcan și-a lansat lucrarea autobiografică intitulată Dumitru Constantin Dulcan, un promotor al noii spiritualități. Interesul pentru scrierile sale este imens, lucru dovedit și prin faptul că la eveniment au fost prezenți preoți, doctori, muzicieni, dar și oameni simpli. Avem aici date despre domnul profesor, date biobibliografice, avem o viață în imagini, fotografii pe care reprezintă pe domnul profesor, avem oameni, colegi, profesori, scriitori care au scris, unii special pentru această carte, alții în reviste sau în presa vremii despre domnul profesor. Prin această carte, am considerat eu că aduc un tribut profesorului Dumitru Constantin Dulcan. Originar din Argeș, profesorul Dumitru Constantin Dulcan este autor a numeroase monografii, tratate și lucrări, cărți de certă valoare științifică, dar și eseistică, cu ample deschideri spre fascinantele domenii ale filozofiei științei. Cea mai celebră lucrare a sa, Inteligența materiei, a apărut prima dată în aprilie 1981 și a constituit un adevărat șoc atât în țară cât și printre românii din străinătate. Etapa a 17-a Ligii a 3-a programează derbiul argeșan dintre Mușcelul Câmpulung și SCM Pitești. Cele două echipe se vor întâlni mâine de la ora 15 pe terenul mușcelenilor.
Acest derby argeșan are o importanță deosebită pentru ambele echipe. Gazele vor aborda acest meci de pe poziția a 7-a clasamentului cu cele 22 de puncte adunate. În timp ce oaspeții se situează pe locul secund al ierarhiei cu 32 de puncte, la egalitate cu liderul seriei Chindia Târgoviște, care are un gol averaj mai bun. Antrenorul piteștenilor Adrian Dulcea nu concepe decât victoria în acest joc pentru a continua cu succes lupta pentru promovarea în Liga a doua. Așteaptă o partidă extrem de grea. La câmpul lung, prin prisma ultimelor rezultate pe care le-a obținut această echipă, și mă refer aici la rezultate de egalitate de la Fumați. O echipă solidă, o echipă care practică un joc bărbătesc în partidele de acasă, o echipă foarte bine așezată în teren de către domn profesor Popovici. Sunt convins că vom avea o partidă extrem de grea. Dar noi ne-am pregătit foarte bine, venim după o perioadă bună. Pot spune că și din punct de vedere fizic am făcut acumulări în această perioadă și suntem pe un trend ascendent. Cu siguranță, la ora jocului, vom fi pregătiți 100% pentru a scoate un rezultat pozitiv. Și directorul sportiv al SCM Pitești își dorește foarte mult ca echipa să obțină un rezultat bun în deplasarea de la Câmpul Lung. Gabi Alexe este conștient de dificultatea acestei întâlniri și le cere jucătorilor atenție maximă în teren. Fiecare meci care a trecut, eu au avut emoții foarte bune și rezultate bune. Și în antrenor, Sandy Popovici a demonstrat că este un antrenor foarte bun și a reușit cu băieții care are în loc să facă, să obțină niște rezultate extraordinare pentru echipa mea promovată. Și este într-adevăr o echipă foarte bine așezată în teren, dar mai sperăm să jucăm în formă de calitate și să reușim să obținem cele 3 puncte. Mușcelul Câmpul Lung SCM Pitești se va disputa mâine de la ora 15 pe stadionul municipal din Câmpul Lung. Conferință de presă într-un cadru inedit la FC Mușcelul Câmpul Lung, înainte de derbiul cu SCM Pitești. Într-o idee comună, conducere jurnaliști, cele două părți au încercat să profite de vremea frumoasă și au ales să organizeze conferința în aer liber și unde era mai potrivit, dacă nu chiar pe gazonul de pe municipal. Mai mult decât atât, la întâlnire au asistat și câțiva jucători veniți mai devreme la antrenamentul programat pentru ora 13. Mușcelenii vor să facă din nou un meci mare cu SCM Pitești, chiar dacă știu că întâlnesc sâmbătă cea mai bună echipă din serie. Tehnicianul mușcelean s-a arătat îngrijorat de faptul că pentru meciul de sâmbătă, cel cu SCM Pitești, îi lipsesc numai puțin de 5 titulari, cu toții suspendați. Păduleanu, Vaciu, Zaharia și Cătălin Toader pentru cumul de cartonașe galben, Măzărache eliminat runda trecută. Și tot pe lista absenților figurează pentru moment și George Mihăilescu, jucător învoit pentru a-și rezolva unele probleme personale și sunt șanse mici să revină până la ora jocului. Aș fi dorit să abordăm cu totul altfel acest joc. Este oarecare rivalitate locală. Întâlnim o echipă, una dintre cele mai bune echipe din această serie, cu șanse reale, după părerea mea, la promovare. Eu am încredere în jucătorii care să intre în locul celor 5 care sunt în stare de suspendare, că o să facă cel puțin tot posibilul să obținem un rezultat cât mai bun. Fiind conștient de faptul că suntem puși în anumite condiții dificile, eu cred că jocul nostru o să fie bazat poate mai mult decât de obicei pe faza de apărare. Să încercăm să-i surprindem. Derbiul Argeșului, Mușcelul Câmpul Lung SCM Pitești se va disputa sâmbătă de la ora 15 pe stadionul municipal din Câmpul Lung, iar gazele se așteaptă ca la partidă să asiste peste 3.000 de spectatori. Basketbaliștii de la BC Argeș vor disputa mâine de la ora 17:15 la Sala Sporturilor ultimul meci din sezonul regulat. Echipa pregătită de Hristu Șapera va întâlni pe propriul teren pe Steaua București, una dintre forțele campionatului. Piteștenii abordează acest joc de pe poziția a 7-a ierarhiei cu 36 de puncte, având un bilanț de 13 victorii și 10 înfrângeri, în timp ce bucureștenii se situează pe locul 2 în clasament cu 41 de puncte adunate din 18 victorii și doar 5 înfrângeri. Indiferent de rezultatul acestei întâlniri, militarii nu mai pot pierde locul 2. Oficialii grupării din tribale spun că vor aborda acest meci numai cu gândul la victorie. BC Argeș Steaua se va juca mâine de la 17:15 la Sala Sportului.
Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim în 7 zile în Argeș, duminică, puțin înainte de prânz. Să aveți o sâmbătă plăcută. La revedere!